Peste o lună se împlinesc 6 ani de la moartea lui Octavian Paler, unul dintre simbolurile culturii române și nu numai. Acest eveniment nu va trece neobservat că în fiecare an oamenii de cultură din orașul nostru vor organiza un simpozion în memoria poetului cu origini făgărășene. Manifestarea va avea loc în ultimele 2 zile ale lunii mai. Scriitor, jurnalist, editorialist și om politic, Octavian Paler a lăsat în urma sa o adevărată comoară culturală. În memoria acestuia la Făgăraș s-au organizat tot felul de manifestări de-a lungul timpului. Anul acesta va avea loc a 5-a ediție a evenimentului cu caracter memorial. El va avea loc pe 30 și 31 mai la Muzeul Valer Literat. Într-adevăr, un eveniment important, cultural, pentru viața spirituală a Făgărașului. Este vorba de omagierea celui care a fost Octavian Paler, care pentru mine reprezintă un simbol al culturii din țara Bârsei și nu numai. Și acest eveniment, spre deosebire de cele desfășurate în anii precedenți, deci spre deosebire de cele 4 ediții anterioare, se va desfășura pe parcursul a 2 zile, joi 30 mai și vineri 31 mai. Anul ăsta va fi cu totul ceva deosebit și nu pot decât să invit pe cât mai mulți făgărășeni la cele 2 zile de manifestări. Prima zi a evenimentului cultural va avea loc în sala de festivități a muzeului și va fi un simpozion în care mai mulți scriitori români din Cluj și Brașov vor vorbi despre opera marelui scriitor. A doua zi va fi una mai specială în care operele lui Octavian Paler vor fi puse în scenă de elevii de la liceele din Făgăraș, Brașov și Codlea. Sunt invitate licee din Brașov, 2, e vorba de informatică din Brașov, Colegiul Național Grigore Moisil, cu o comedie frumoasă, apoi Antipa din Brașov, formație care a fost pe la diverse festivaluri de teatru pentru elevi, vine cu Nu sunt turnul Eiffel de Caterina Oproiu, sigur fragmente, vreo 30 de minute. Liceul Teoretic Codlea, care a pus în scenă elevii de acolo, cu ajutați de profesori, au pus în scenă scrisorile imaginare ale lui Paler. Și, firește, Radu Negru, care eu am lucrat, eu am făcut un scenariu după romanul Deșertul pentru totdeauna. Pe segmentul teatru mai este invitat și poetul și actorul Adrian Munteanu din Brașov, iar la finalul evenimentului va avea loc o audiție teatrală susținută de Teatrul Național Radiofonic.